Bună ziua, dragii mei! Astăzi vin cu o tortă din ficat de pui, da? O tortă gustoasă. Uitați-vă cum arată. Așa arată ea. Foarte repede de făcut și foarte gustoasă și pe pe mesele noastre de sărbătoare sau chiar în zile de acestea putem servi așa o tortă. Așa, dați să îl gustăm. E foarte cremos. E foarte gustos. Uitați-vă ce de bine arată. Așa, rămâneți cu mine și pregătim împreună tortul din ficat de pui. Așa, deci pentru torta noastră din ficat de pui vom avea nevoie de 900 de grame de ficat de pui, o ceapă, 200-250 de grame de făină, 5 linguri de ulei, 200 ml lapte, 5 ouă. Asta este pentru clătite. Pentru umplutură sau cremă, să zicem, da, vom avea nevoie de 3 morcovi măricei, 5 cepi, la mine sunt mici, dar voi dacă aveți mari, puneți 2 mari sau 3. Așa. 200 de grame de ciuperci, 50 de grame de unt, 3 căței de usturoi, ulei deja ca să prăjim toată asta. Și ca să ungem clătitele noastre vom avea nevoie de 200 de grame de smântână și 200 de grame de maioneză. Dacă nu vreți maioneză, puteți pune numai smântână și căței de usturoi. Îl punem în maioneza noastră, în smântână. Eu voi pune smântână cu 100 de grame de maioneză numai. Pentru decor vom avea nevoie de mărar și pentru un gel. Deci, dați să ne apucăm să facem clătitele. Așa, deci, punem în blender laptele. Așa. Străcăm ouăle. Așa. Punem ficatul. Așa. Punem ceapa. Așa. Astupăm. Și începem să batem. Așa, trebuie să primească așa o masă, se vede, da? Așa, punem sare. Așa. Punem piper negru. Așa. Amestecăm. Așa, începem să punem făină. Punem câte un pic, așa, și amestecăm. Facem un aluat ca la clătite, da? Așa, punem tot făina. La mine a mers 250 de grame de făină. Așa, după ce am încorporat făina, punem uleiul.
Ia că așa trebuie să primească. Așa, începem, scoatem clătitele noastre. Le coacem pe o parte și pe urmă pe cealaltă parte. Coacem cum coacem clătitele care cu dulci. Acum o vom întoarce. Așa. Iată așa se primește clătitele noastre. Se vede, da? Așa vom proceda cu toate. Cu tot aluatul până ce îl mântuim. Așa, așa, acum coacem ultima clătita noastră. Iată, aici câte avem. Se vede. Așa. Sunt foarte moi. Așa, acum ne vom apuca să facem împlutura noastră. Am tăiat cepile cu bulețe, ciupercile tot, morcovul l-am ras prin răzătoarea mășcată. Deci, începem. Turnăm ulei, nu mult tare. Așa. Așa, punem untul. Așa, acum punem ceapa. Călim ceapa bine. Așa, ceapa noastră s-a călit. Acum vom pune ciupercile. Așa. Le călim și pe ele. Așa, am călit și ciupercile, acum vom pune morcovul. Așa, împlutura noastră este gata. Stângem focul și o lăsăm să se răcorească. Așa, între timp cât noi am prăjit împlutura, am făcut și crema, da? Crema e din maioneză și smântână. Deci aici am adăugat o linguriță de boia roșie, piper negru, pentru un gel uscat și mărar, 3 căței de usturoi, sare după gust și am zbătut bine cu mixerul și s-a primit o cremă, da? Așa. Așa, deci, dragii mei, ne apucăm să facem torta noastră. Așa, punem prima foaie. Punem cremă, sosul nostru, da, care l-am făcut. Dar eu pe împrejur îți pun
foaie de copt ca să nu murdărim. Așa. Așa, nu? De jur împrejur. Așa. Așa. Și încă una. Încă așa. Așa. Deci. Ungem bine. Așa. Acum punem în plutura noastră. Asta la dorință. Puteți spuneți mai puțin în plutură, puteți spuneți mai mult în plutură. Asta cum voi doriți. Așa. Punem a doua foaie. Apăsăm puțin. Așa. Punem iarăși cremă. Și așa vom face până ce mântuim toate ingredientele noastre. Așa, am pus ultima foaie. O ungem și pe ea. Acum pe împrejur cu mărar îl vom înfrumusăța. Așa, acum vom pune deasupra 3 trandafiri am făcut din roșii, da? Așa. Luăm una. Punem aici. Așa. A doua și a treia. Așa. Aranjăm puțin. Așa. Acum vom pune frunze pentru un gel. Așa. 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 Acum vom scoate hârtia. Așa, nu intră atât de frumos și de reușit, dar vă spun că e foarte gustos. Acum îl dăm în frigider pentru 3-4 ore, ca el să tragă, să îmbipe toate clătitele noastre cu sosul și cu umplutura noastră, da? Și asta e. Uitați-vă ce bine arată. Așa. Dragii mei, dacă v-a plăcut video, abonați-vă la canalul meu, puneți like-uri. Și eu mă voi stărui să fac rețete ușoare și gustoase. Vă doresc numai bine, pa, pa!